apei, lichidului esențial în menținerea vieții, i s-a atribuit o zi de meditație și acțiune în scopul protejării rezervelor existente la nivelul mapamondului. Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro la 22 decembrie 1992. În România însă, sărbătoarea se marchează din 1993, astfel că agențiile de protecție a mediului sunt primele implicate în activități legate de Ziua Mondială a Apei. După cum se știe, apa este un factor de mediu important și indispensabil vieții. Îndeplinește în organism multiple funcții, iar fără apă toate reacțiile biologice devin aproape imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are multiple consecințe negative asupra omului și sănătății sale. La Giurgiu, laboratorul de calitate a apei monitorizează apele din oraș și județ și este parte a sistemului județean pentru gospodărirea apelor, al cărui sediu se află la Mihăilești. Laboratorul de calitate a apelor Giurgiu monitorizează apele de pe teritoriul județului nostru. Ne referim aici la ape de suprafață, ape subterane, dar și ape uzate. Noi nu lucrăm analize de apă potabilă, e bine de știut acest lucru. Monitorizăm calitatea apelor de suprafață în special, da? La modul să nu existe poluări, să nu se evacueze de la anumite instituții substanțe care poluează râurile, pentru că ei sunt principalii receptori în cazul unităților care își desfășoară activitatea pe teritoriul nostru. La Giurgiu, Agenția pentru Protecția Mediului s-a implicat într-o serie de acțiuni în care au fost angrenați preșcolari și elevi din municipiu și județ pentru a marca evenimentul de la 22 martie. Cu acest prilej, Agenția pentru Protecția Mediului din Giurgiu a participat la o serie de acțiuni inițiate de mai multe școli și grădinițe din oraș. Școlile au proiecte destinate acestui scop, iar noi participăm pentru a disemina informații despre importanța protejării mediului înconjurător.